mă simt onorată de această etichetă de guvernator european. Pentru un guvernator care cunoaște mecanismele de luarea deciziilor în Uniunea Europeană, acesta este un avantaj clar. Faptul că nu am relații de rudenie cu nimeni din Moldova este un avantaj cu siguranță. Cred că dă un fel de distanță egală față de toți. Ca obiective, independența și integritatea băncii, contribuția la parcursul european, stabilitatea sistemului bancar este obligatorie, acest lucru nu se negociază, apartenența la Uniunea Europeană pentru o țară este garanția păcii, securității, garanția democrației și a prosperității. Moldova trebuie să aibă, să aparțină acestei familii mari europene. La Chișinău mă simt ca la București și n-aș putea spune că am lăsat un confort și la București munceam foarte mult. Din toată această experiență, că s-au strâns vreo 27-28 de ani de muncă, foarte important să ne uităm la principii și reguli. Apoi e foarte important să ai echipe și să le dai forțe echipelor cu care lucrezi. Vreau și sper să aduc la Banca Națională a Moldovei câțiva dintre tinerii talentați moldoveni care lucrează prin lumea largă și care să vină să se întoarcă acasă și să contribuie cu ceea ce au acumulat cunoștințe și experiențe la creșterea economică. Ce ar trebui să facă Moldova pentru a atrage mai mulți investitori? Toate reformele care vor avea loc în următorii câțiva ani vor conduce cu siguranță la creșterea încrederii investitorilor. Când vom avea în Moldova o bursă ca în Occident? Vom avea. De la ce vârstă trebuie să înceapă educația financiară? De foarte mici. Vor fi concediați angajații BNM, ale căror nume apar în dosarele penale privind furtul miliardului. Când vine vorba despre sectorul bancar, despre o bancă, Banca Națională, contează foarte mult principiul de reputație. Suntem la primul podcast de Sens Banilor din acest an. Vom discuta și vom răspunde astăzi în special la întrebările presei, dar pentru că sunteți la început de mandat și lumea abia începe să vă cunoască, am să vă pun câteva întrebări din registrul cine este de fapt Anca Dragu. Două avantaje pe care aș zice eu că le-aș scoate în evidență e că știți bine ce înseamnă Uniunea Europeană și nu toată lumea știe acest lucru. Și doi, nu aveți niciun fel de afinități pe aici. Știți că Moldova e considerată țara cumetrelor. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră aceste avantaje și în ce mod vă pot ajuta. Clar că sunt avantajele cele mai importante pe care pot să le aduc în Moldova și la Banca Națională a Moldovei, mai ales în acest proces de negociere a aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Cunosc parcursul unei țări de a deveni membra a Uniunii Europene, cunosc parcursul României în acest caz, cunosc și parcursul altor țări care au devenit membre ale Uniunii Europene și înainte de aderare și dificultățile cu care s-au confruntat imediat după perioada în care lucram la Comisia Europeană și știu de atunci, de exemplu, Croația a venit în Uniunea Europeană cam în același timp când eu am devenit funcționar european. Și am văzut atunci eforturile dumnealor. Croația este un caz de succes astăzi. Croația este deja membra zonei euro, este membra cu drepturi depline în zona Schengen. Deci Croația este o țară de urmărit. Da, cunosc ce înseamnă parcursul de dinainte de aderare, dar și imediat după aderare. Acest proces de aderare este unul, nu știu, nu prea îmi place să spun greoi, dar este intens. Dar și satisfacția la sfârșitul acestui drum este una uriașă și trebuie să spunem din capul locului. Apartenența la Uniunea Europeană pentru o țară este garanția păcii, securității, garanția democrației și a prosperității.
Sunt patru elemente extraordinar de importante și mă bucur că s-a creat această situație în care Moldova și moldovenii să fie în procesul de aderare și să facă diferența între a fi în interiorul Uniunii și în exteriorul sau în exteriorul Uniunii Europene. Să ne uităm la România, ce ar fi însemnat contextul actual pentru țări cum ar fi România, Bulgaria și alte țări, țările baltice, de exemplu, ar fi fost în situație destul de dificilă, nu, în contextul actual. Deci, da, experiența din procesul de aderare, experiența de la Bruxelles, dar și experiența de la FMI, cred că mă fac un profesionist foarte potrivit pentru acest moment. Faptul că nu am relații de rudenie cu nimeni din Moldova este un avantaj cu siguranță, că sunt anumite suspiciuni. Acum, bun, fiind o țară cu o populație nu foarte numeroasă, e normal ca lumea să se cunoască. Au fost colegi de școală, de facultate, au locuit în aceeași zonă, în același cartier, în același sat. Dar faptul că eu vin din afară, într-adevăr, cred că dă un fel de distanță egală față de toți cei din țară. Vi s-a lipit deja o etichetă, guvernator european. Cum vă potriviți cu această etichetă și, în general, ce avantaj sau ce ar putea face un guvernator BNM venit din Uniunea Europeană în comparație cu unul care nu a lucrat cu Uniunea Europeană? În primul rând că mă simt onorată de această etichetă de guvernator european și este, sper, de bun augur. Pentru un guvernator care cunoaște mecanismele de luarea deciziilor în Uniunea Europeană, acesta este un avantaj clar. Știi care sunt capitolele de negociere, cum se conduc negocierile, cine este important într-o negociere, cum poți administra presiunile la nivel intern și la nivelul negocierilor externe. Da, clar, cunoașterea unui proces este un pas foarte mare înainte, este un foarte mare plus. Continuăm cu întrebările de ordin personal, ca să le numim așa. Ați deținut atât funcții înalte în politică, cât și în ierarhia financiară. În ce rol vă simțiți mai bine? Și vă întreb asta pentru că aș vrea ca cei care ne privesc să înțeleagă unde vă simțiți mai puternică, mai utilă, în economie sau în politică. Am avut un rol important și în mediul privat, o funcție importantă în energie. Clar, dacă e să ne uităm la guvern și parlament, m-am simțit mai bine în guvern, în zona executivă, pentru că este o zonă mai dinamică și cred că sunt un om de acțiune, un om rapid și de acțiune. În mediul privat m-am simțit de asemenea foarte bine și am putut să văd dinamica mediului privat. Și trebuie să mai spunem că este într-adevăr, sunt diferențe între mediul privat și mediul public, dar că aceste diferențe ar trebui ușor-ușor să se estompeze. Întotdeauna am spus că ar fi foarte interesant să avem un fel de internship de la stat la privat și invers, astfel încât fiecare să înțeleagă, să se uite și din punctul de vedere al celuilalt. Statul vine cu reglementări și atunci când vine cu reglementări peste noapte, rănește foarte mult mediul privat. Mediul privat nu are decât să se conformeze, nu are timp, nu are resurse și aici apare o neîncredere între cei doi participanți la ecosistem. Am să pun o întrebare acum pe care ne-a trimis-o presa, o instituție media, Ziarul Național se numește. Vă întreabă în felul următor, care a fost cel mai puternic argument care v-a convins să lăsați confortul de la București, unde dețineați o funcție publică înaltă și unde este familia, pentru a rezolva problemele băncii centrale de la Chișinău și a pregăti instituția către aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? În primul rând trebuie să spunem că distanța de la București la Chișinău este exact distanța de la București la Cluj. Sunt în jur de 450-460 de kilometri. Adică și în mașină asculți două podcasturi mai lungi și ai ajuns de la București la Cluj sau la Chișinău.
Deci nu este o distanță nici fizică și nici mentală foarte mare și vreau să insist asupra acestui concept de distanță mentală. La Chișinău este, mă simt ca la București și n-aș putea spune că am lăsat un confort și la București munceam foarte mult și oriunde, în orice oraș am lucrat, am muncit foarte mult și practic îmi vedeam familia și prietenii puțin în weekend și eventual seara târziu. Dar este foarte important momentul pe care Moldova îl traversează acum, această începere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Este un moment unic, este un moment la care nu speram acum câțiva ani și cred că trebuie toți să facem toate eforturile pentru ca acest vis, aderarea la Uniunea Europeană, să devină realitate. Deci este vorba de importanța covârșitoare a momentului actual și nu trebuie ratat. Toată lumea trebuie să pună umărul și să facem, cum spuneam, acest efort să fim în Uniunea Europeană. Ascultați podcasturi? Da, ascult. Despre ce? Despre orice. În special îmi plac cele care nu sunt din domeniul meu, din economie. Și eu aveam un podcast, recunosc că de când am venit în Moldova n-am mai avut timp de podcastul meu. Da, ascult diferite teme, îmi plac temele istorice, temele sociale. Mult succes, reveniți la podcastul dumneavoastră la un moment dat. Să vorbim despre economie și finanțe acum. Aș vrea să începem cu un tablou general. Cum arată evaluarea dumneavoastră asupra momentului, evaluarea economică, financiară? Ce ați spune despre Moldova comparată poate cu alte state din regiune? Cum a încheiat anul și ce îi rezervă viitorul? Anul 2023 pentru Moldova s-a încheiat cu un deficit bugetar mai mic decât cel prognozat și asta este o veste foarte bună și acest lucru a ajutat la reducerea inflației. Față de o prognoză de 6% din produsul intern brut, cred că datele au fost undeva la 4,6%. De exemplu, România a fost puțin pe dos. Față de prognoza de 4,4, rezultatul final a fost undeva aproape de 6. Avem în Moldova un dezechilibru extern care ne face vulnerabil, desigur, la finanțarea externă. Acesta este deficit de cont curent foarte mare dintr-un dezechilibru pe balanța de plăți, pe balanța comercială. Și acesta este un aspect care cu siguranță nu se va rezolva peste noapte, dar trebuie să fie și știu că este în atenția guvernului. Banca Națională contribuie cu instrumentele pe care le are dispoziție, nu foarte multe. Deci, deficitul bugetar intern a fost mai sub cel prognozat, este o veste bună. Deficitul extern este la nivelul prognozat, este din păcate mare și aici trebuie să se concentreze autoritățile pe măsuri mai concertate, dar pe o perioadă lungă de timp. Remarcăm că economia Moldovei se apropie din ce în ce mai mult de economia Uniunii Europene. Dacă ne uităm la exporturi, acestea au ajuns undeva la circa 65% din exporturile Moldovei sunt către Uniunea Europeană. Cea mai mare pondere, desigur, este către România. Acest lucru cu 10 ani în urmă, cu 15 ani în urmă, arăta cu totul diferit. Relațiile economice dintre Moldova și Uniunea Europeană erau mult mai slabe. Adică această tendință a Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană, mă bucur să văd că s-a făcut simțită și că acum este într-adevăr pe ultima 100 de metri. În continuare vedem însă o intermediere financiară foarte scăzută, adică creditul neguvernamental raportat la produsul intern brut este undeva la 21%. E puțin, media Uniunii Europene este 90%. Asta înseamnă că miliarde nu se regăsesc în economie, nu ajung în economie.
intermedierea financiară ar trebui să fie dinamizată cumva. Desigur, nu putem să ne așteptăm sau să ne dorim modificări spectaculoase peste noapte, că astea ar conduce la alte dezechilibre, dar trebuie să avem acest lucru în minte și să gândim o serie de măsuri care să faciliteze intermedierea financiară, adică companiile să fie mai bancabile, iar băncile să fie mai ușor de abordat. Piața bursieră, desigur, joacă un rol în acest proces și piața bursieră aici este loc foarte mult de a se dezvolta. Bani, Mede, vă propune să vă uitați un pic în trecut la o declarație pe care ați făcut-o pentru Bloomberg și întrebarea lor e următoarea, citez, ați afirmat că prăbușirea inflației la 4,2% de la peste 30% a arătat că îndepărtarea bruscă de energia rusă a dat roade. Asta înseamnă că gazul rusesc a fost principala cauză care a tras inflația în sus? Este întrebarea acestei publicații. Cu siguranță. Prețurile la energie, creșterea acestora a fost principalul factor care a dus la creșterea prețurilor în toată Europa. Cazul Moldovei era unul și mai special pentru că dependența de gazul rusesc era una totală. Faptul că în ultimii peste doi ani, vedem că această dependență a scăzut semnificativ grație eforturilor Uniunii Europene și în special României, au făcut posibilă această relaxare a prețurilor pe gaze și energie electrică. În același timp avem și sprijinul guvernamental care a condus la o reducere mai rapidă a prețurilor la gaze și electricitate și acest sprijin guvernamental a ajutat foarte mult. Dar, vedeți, inflația ține foarte mult de percepție. Este și această componentă a inflației, așteptarea inflaționistă. Deci, așteptarea inflaționistă generează inflație la rândul ei. Inflația are acest caracter de a se autogenera odată ce intri pe acest trend. Ori în momentul în care era cunoscută această dependență de gazul rusesc, asta crea o incertitudine, o nesiguranță și cumva modela un comportament inflaționist. Deci măsurile acestea prin care Moldova avea depozite de gaze în România, prin care se asigurau importuri dinspre România de gaze și energie electrică, acestea au făcut ca reacția vis-a-vis de inflație, de creșterea prețurilor să se tempereze și în total să vedem într-adevăr o contribuție pe reducerea drastică a inflației. Au mai fost și alte câteva elemente acolo, un an agricol bun a trebuit menționat și ceva măsuri luate de Banca Națională a Moldovei pentru limitarea creditului, niște norme de îndatorare care au redus creditul către populație. O întrebare sosită de la Clubul Presei Economice vă întreabă, colegii, ce pași ar putea și ar trebui să întreprindă Banca Națională a Moldovei pentru a promova creșterea economică a țării, a crea un sector privat mai competitiv și a crește stabilitatea sectorului financiar în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Aș vrea să fac foarte clar următorul lucru, că obiectivul principal al Băncii Naționale este ținerea sub control a inflației, ținerea sub control a prețurilor, creșterea prețurilor. Acesta este obiectivul principal în țările Uniunii Europene. Avem acest obiectiv de țintire a inflației, această manieră de conducere a politicii monetare. Ne uităm la activitatea economică, tot în contextul cadrului legal și a mandatului pe care Banca Națională îl are. Desigur, trebuie să avem o economie fără dezechilibre. Inflația este un dezechilibru macroeconomic intern.
Inflația ar face ca apetitul investițional să fie foarte redus, ar face ca încrederea oamenilor și a firmelor în economie să fie foarte scăzută și ca atare aceștia să nu investească sau să aibă această tentație de a scăpa cât mai repede de monedă, de a crește viteza de circulație. Dar noi trebuie să ne uităm la economie în termeni largi. Bun, prețurile trebuie să fie stabile pentru a ne asigura încrederea în economie. Dar cum arată economia în general? Și atunci, da, ne uităm la componentele acestea ale economiei și vorbeam mai devreme despre deficitul comercial. Da, trebuie să avem mai multe investiții directe, investiții care să crească oferta internă. Acest dezechilibru pe balanța comercială înseamnă că ceea ce produce Moldova nu este suficient. De asemenea, știm că ceea ce exportă este, în general, cum spuneați la început, în zona de low-tech, medium-tech și, deci, avem un dezechilibru pe termenii comerciali. Deci, avem nevoie de firme care să asigure producție și export, deci în zona asta de tradables. Avem nevoie, dar aceste firme, ele investesc dacă nu este cumva un mediu inflaționist, dacă ratele dobânzilor sunt la un nivel acceptabil. O rată a dobânzii la un credit de 20-30%, nimeni nu va lua acel credit. Ce să faci? Ce activitate economică generează un randament atât de mare încât să plătești ratele dobânzilor atât de mari? Deci, mandatul principal al Băncii Naționale este acela de ținere sub control a prețurilor, de control asupra inflației. Într-un context economic cu perspectivă și cred că asta trebuie să punctăm, ne trebuie să înțelegem direcția în care trebuie să se îndrepte economia Moldovei. Deci cu investiții în zona de tradables, cu investiții mai solide, avem o problemă aceea a demografiei. O au multe state. Moldova este una dintre ele, avem problema aceasta de plecare a forței de muncă și plecare a tinerilor talentați și performanți și România are această problemă și alte țări care au devenit membre ale Uniunii Europene după 2000 s-au confruntat cu această problemă, Polonia, Ungaria, dar pe măsură ce nivelul de trai crește, pe măsură ce aceste investiții vin, creează locuri de muncă, vedem și fenomenul prin care oamenii se întorc în țară. Apropo de acest lucru, eu vreau și sper să aduc la Banca Națională a Moldovei câțiva dintre tinerii talentați moldoveni care lucrează prin lumea largă și care să vină să se întoarcă acasă și să contribuie cu ceea ce au acumulat cunoștințe și experiențe la creșterea economică din Moldova. Deci, pe scurt, banca își face mandatul, asigură stabilitate pe zona prețurilor, dar cumva se uită și la sectorul bancar, acesta să fie pregătit pentru a finanța mai mult economia reală. Și sper să avem timp să discutăm și puțin despre partea asta, cum să finanțăm mai mult economia reală. O întrebare înrudită, aș zice chiar foarte, foarte apropiată de ce discutam mai sus, v-a trimis o revistă Business Class și ea sună în felul următor. Una din problemele economiei moldovenești menționate de către dumneavoastră deja ține de deficitul enorm de cont curent cauzat de deficitul comercial enorm în cea mai mare parte. Aceasta se datorează la rândul său la valoarea adăugată extrem de scăzută a exporturilor pe fundalul valorii adăugate înalte a importurilor. Altfel spus, exportăm produse ieftine, în care în mare parte materii prime și importăm produse finite scumpe. Această stare, de fapt, se reflectă și în structura
în portofoliul lui de creditare, aproape jumătate din volumul creditelor acordate companiilor revine comerțului, iar ramurile de producere, în special industriile, dețin ponderi derizorii. Bineînțeles, această structură se pliază pe structura economiei în general, care s-a constituit pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, continuu să citez întrebarea, și urmează următorul lucru. Cum este posibil o redresare a situației și care ar fi rolul BNM și a sectorului bancar în acest sens? Un cadru macro cât mai stabil, și aici mă refer la inflație, da? Care să permită o finanțare la costuri decente. Pentru că inflație mare înseamnă și rate mari ale dobânzilor și deja închidem creditarea cu totul. Apoi, dincolo de programele guvernamentale care pot stimula investițiile, și aici nu vreau eu să vorbesc în numele guvernului, dar și banca centrală se poate uita la condiții diferențiate în ceea ce privește, de exemplu, rezervele minime obligatorii pentru firme, pentru bănci care sunt mai active în zona de creditare. Stabilitatea sistemului bancar este musă, este obligatorie. Nu ne uităm la... acest lucru nu se negociază, dar, într-adevăr, putem să ne gândim la mai multe resurse rămase la dispoziția băncilor care doresc să se implice în creditare. Însă, eu în acest moment simt nevoia să am o discuție față în față cu firmele și cu băncile. Această discuție încă nu am avut-o, pentru că trebuie să înțeleg și cererea și oferta. Așa funcționează economia, pe bază de cerere și ofertă. Și ce nevoi și dificultăți întâmpină ambele părți. Sunt convinsă că aceste discuții vor duce la soluții. Dacă îi asculți pe oameni, afli soluția în momentul dialogului acesta. Urmează o întrebare destul de complexă despre inflație. Din nou, e lungă. Am să vă rog să aveți răbdare. Presa ne trimite întrebări și este foarte atentă ca să le formulăm exact așa cum ne le-a trimis. Foarte bune întrebările și foarte bine descris contextul. Da, da. Grozav. Da, mulțumim. Deci, întrebarea a venit de la Infomarket și ea sună în felul următor. Scopul principal al Băncii Naționale este menținerea ratei inflației în coridorul de 5% plus minus 1,5 puncte procentuale, adică în marja 3,5%-6,5%. Deflația ca și inflația dăunează dezvoltării economice și menținerii stabilității prețurilor. În 22-23, Banca Națională a aplicat măsuri stricte de politică monetară pentru a preveni inflația excesivă și în decembrie aceasta a coborât sub 5%. Rezultă întrebările Infomarket. Credeți că măsurile luate de Banca Națională au dus de fapt la o creștere bruscă a inflației în Moldova, al cărei nivel a atins 34,62% pe an în octombrie 22? Cu alte cuvinte, dacă acțiunile BNM ar fi fost altele, este posibil ca vârful inflației să fi fost cu 10-15 puncte procentuale mai mic? Vă întreabă de asemenea, dacă credeți că Banca Națională, după ce a accelerat procesul de combatere a inflației, nu va mai putea opri procesele inflaționiste în timp util și dacă în lunile următoare Moldova nu ar putea înregistra deflație, când vă așteptați ca acest indicator să se rostogolească dincolo de limita inferioară a coridorului și ce măsuri va lua BNM pentru a reîntoarce inflația în coridor, de exemplu, prin slăbirea monedei naționale, punând astfel capăt proceselor dezinflaționiste și stimulând exportul. Aceasta a fost întrebarea venită de la Infomarket. Ok. Primul rând că regimul valutar este unul de flotare administrată, managed floating, adică Banca Centrală intervine numai pentru a atenua anumite șocuri bruște, șocuri în piață. Adică, pentru a fixa. Exact. De fapt, nu ar fi posibil acest lucru, pentru că piața ne-ar învinge. Dacă noi, Banca Națională, ne-am gândit
uite, ce bine ar fi să fie cursoată. Nu s-ar putea face lucrul acesta. Sau s-ar putea face pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Deci, noi nu avem la Banca Națională un buton prin care să stabilim cursul. Este rezultatul acțiunii economice. El trebuie să fie în linie cu fundamentele economiei. Și la asta ne uităm și spuneam, trebuie să atenuăm mișcări bruște ale cursului. Dacă ai o intrare masivă de valută în piață, o achiziție, un activ semnificativ, atunci, desigur, nu vrei să ai un profil al cursului așa de dinți de ferăstrău. Trebuie să atene șocurile bruște nedorite. Deci, folosirea politicii valutare pentru a stimula competitivitatea economiei nu este o soluție și acest instrument s-ar epuiza foarte rapid și cu efecte foarte grave pentru economie. Apoi, trebuie să spunem foarte clar că rezervele valutare ale țării, ele trebuie să stea acolo și sunt așa un gard de protecție pentru Moldova, ca pentru orice țară din lume, nu ne jucăm cu ele. Era o întrebare legată de... Dacă Banca Națională putea face altfel. Da. Eu nu sunt analist economic în acest moment și n-aș putea să răspund ca un analist. Trebuie să ne uităm, de exemplu, dacă punem pe același grafic rata de politică monetară și rata inflației, vom vedea că rata inflației crește la un moment dat, iar rata de politică monetară are un lag în timp cu care crește. Acum, probabil că dacă acea creștere a ratei de politică monetară se întâmpla mai repede, atunci și profilul de creștere a inflației era altul. Dar, repet, este puțin incomod pentru mine să comentez aceste lucruri. Când voi fi analist economic, vom discuta și despre deciziile luate de alții. Doar un moment, probabil, despre deflație, riscul deflației, îl vedeți? Trebuie să spunem clar diferența între deflație și dezinflație. Deflația înseamnă reducerea prețurilor. O reducere a prețurilor, nu cred că suntem în acel risc. Adică, dacă o pâine costă 10 lei, nu ne așteptăm că mâine va costa 9 lei. Dezinflația, reducerea ritmului de creștere a prețurilor, da. Ne așteptăm să rămânem în ritmul acesta, prognoza noastră se duce undeva sub 4% pentru acest an, adică dacă o pâine este 10 lei, ne așteptăm și a fost 9 lei cu o lună în urmă sau mă rog cu 6 luni în urmă, ne așteptăm să fie nu 11 lei, ci să fie 10,5, da? Înseamnă scădere mică. O scădere a ritmului de creștere a prețurilor. Prețurile continuă să crească, dar într-un ritm mai mic. De altfel, bun, există și există teorii referitoare la creșterea prețurilor. Apoi trebuie să ne uităm la alte fenomene care pot să apară. Stagflația este un fenomen extrem de periculos în care prețurile cresc, ai inflație, dar creșterea economică este spre zero sau chiar invers, adică dezechilibre totale. Și această situație este una extrem de grea. Dar nu suntem acolo și nici nu văd posibilitatea de a ajunge acolo. Vorbeam mai devreme despre creșterea exporturilor, despre creșterea investițiilor, a încrederii și vreau să spun că acest proces de reforme pentru aderarea la Uniunea Europeană, acest proces pe care Moldova l-a început,
în sine reprezintă un punct de creștere a atenției investitorilor asupra Moldovei și de creșterea investițiilor. Deci toate reformele care vor avea loc în următorii câțiva ani și care derivă din negocierea acestor capitole cu Uniunea Europeană reprezintă tot atâtea măsuri de reformă care se vor resimți și vor conduce cu siguranță la creșterea încrederii investitorilor. Am văzut acest fenomen că s-a întâmplat în România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, toate țările acestea au avut o mult mai bună reputație sau atenție pentru investitori. Rupor Mede, tot la puterea leului se referă, întrebarea sună în felul următor. În efervescența politică actuală s-a făcut referire la o apreciere accentuată a leului moldovenesc și că exportatorii suferă pierderi de pe urma unui leu puternic. Mai e loc de apreciere, întreabă jurnaliștii, sau BNM mizează pe o depreciere ușoară în 2024? Tendința aceasta de apreciere am văzut-o de ceva timp și se păstrează într-un pe un trend, așa cum să spun, cumva administrabil și pentru economie. Ideea că deprecierea va conduce la creșterea exporturilor este o idee cel puțin năstrușnică. Nu va conduce la o creștere a exporturilor peste noapte, pentru că exporturi înseamnă, desigur, e un element de competitivitate, de cost, dar înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă să ai piețe de desfacere, înseamnă să ai contracte acolo, să ai relațiile comerciale, să ai unde să exporți produsul acela. Dacă noi două acum facem, nu știu, un produs foarte ieftin, nu putem să-l exportăm mâine pe piața Germaniei. Trebuie să mergem până în Germania, să acolo să înființăm o filială, să angajăm un traducător, să angajăm un jurist care să ne învețe care sunt regulile de, pe piața Germaniei. Deci înseamnă mult mai mult decât faptul că noi avem un produs la un preț bun. Deci, da, e adevărat, este o relație, dar nu este singura componentă sau nu este o relație totală, nu e o corelație de 1. Doar dacă cumpărăm din Ucraina și aducem la graniță cu România, poate în situația asta. Ok. Da. Ok, continuăm. O altă întrebare. Jurnal TV. În ultimii 2 ani, conducerea BNM a fost acuzată inclusiv de reprezentanții guvernării că a întârziat să intervină cu anumite măsuri pentru temperarea inflației. Acum, odată cu ritmul de creștere a prețurilor, odată ce ritmul de creștere a prețurilor a încetinit, iar leul moldovenesc pare să piardă teren față de euro și dolari, care vor fi acțiunile BNM, se interesează jurnaliștii. Banca Națională va continua o politică de menținere a leului puternic sau îl va lăsa să se devalorizeze ușor, ceea ce eventual ar ajuta exportatorii? Cred că este întrebarea de mai sus. Nu pot să comentez discuțiile care au avut loc între diferite instituții ale statului și nu cred că este rolul unui guvernator să facă așa ceva, ba dimpotrivă. Cât despre politica valutară, cum spuneam, Banca Națională are acest regim valutar de flotare controlată, de manage floating. Asta înseamnă parte de control, înseamnă că ne uităm la să prevenim fluctuații bruște, nejustificate, care țin de anumite transferuri în piață, mai degrabă de o tendință pe termen lung. Cursul valutar trebuie să fie în linie cu fundamentele economice și nu Banca Națională are toate aceste soluții, nu are cheia la toate problemele unei economii.
Să ne referim acum la mandatul pe care tocmai l-ați preluat, prima decizie pe care ați făcut-o publică în calitate de guvernatoare BNM, a fost semnarea cererii de aderare la zona unică de plăți în Eurosepa. De ce e important? Cum evaluați dumneavoastră șansele unui răspuns afirmativ? Când se poate întâmpla și ce câștigă cetățenii, companiile? Am găsit la Banca Națională acest proiect de depunere a cererii către EPC, către European Payment Council, de aderare a Moldovei la zona de plăți în euro, la SEPA. Era un proiect dezvoltat de colegii din BNM în cadrul acestui proiect de twinning și au lucrat cu BNR, cu colegii de la Banca Națională a României. De altfel, de curând am și avut și eu o discuție cu dumnealor pentru închiderea acestui program de twinning. De fapt, acest program ajunge la final și au fost foarte mulți pași importanți făcuți în cadrul programului. Deci, aderarea Moldovei la SEPA înseamnă că plățile din Moldova în euro către Uniunea Europeană, desigur, vor fi rapide, vor fi sigure, vor fi și transparente din punct de vedere al băncilor, pentru că trebuie să ne uităm și la niște reguli de transparență, dar în primul și în primul rând vor fi mult mai ieftine. Adică, față de cât se plătește acum pentru un transfer, 10, 20, 30, 40 de euro, depinde și de bancă și de țară și de sumă, odată ce Moldova va fi în zona, în SEPA, acest cost va fi de 1, 2, 3 euro maxim. Asta înseamnă că plățile vor fi, cum spuneam, sigure, rapide, dar mai ales foarte ieftine. Nu te mai gândești că cumpăr ceva de 200 de euro, dar mai dau și 30 de euro transferul. Va crea o dinamică a comerțului. Haideți să ne gândim la cei care muncesc în străinătate și vor să trimită acasă niște bani. Sunt costuri destul de mari și cred că aceștia vor fi cei care vor resimți primii în mod direct și foarte plăcut apartenența Moldovei la sistemul de plăți în euro. Evaluarea dosarului va dura circa un an, e greu de spus pentru că nu depinde de noi, și apoi mai durează câteva luni implementarea, soluția tehnică. Dar primul pas l-am făcut, am luat decizia de a începe această discuție și cred că trebuie să ne uităm și la semnificația acestei cereri de apartenență la SEPA. Semnificația este aceea că Moldova se îndreaptă către Uniunea Europeană cu toate forțele, pe toate căile. Vrem să fim în sistemul vostru de plăți. Putem fi acolo. Eu sunt foarte optimistă vis-a-vis de acest proces și o să revenim la un alt podcast când se va împlini. Se bucură cetățenii, se bucură companiile, dar băncile? Și băncile, da. Înțeleg îngrijorarea, de altfel, de fapt, întrebarea. De altfel, la semnarea depunerii cererii acesteia pe care am trimis-o către EPC, prezenți au fost și bancherii, reprezentanții băncilor, la nivelul cel mai înalt, Asociația Băncilor, și în intervențiile dumnealor au subliniat acest lucru, că ușurința plăților, de fapt, crește gradul de bancarizare pentru toată lumea. Adică, în acest moment, nu toată lumea are cont, nu toată lumea are acces la un serviciu bancar, fie că este de depozit, fie că este de credit. Ori în momentul în care te apropii cumva de sectorul bancar prin această ușurință a plăților, clar că devii mai bancabil, mai aproape de o relație mai firească între cetățean și bancă. Deci băncile au susținut proiectul, chiar dacă, da, poate imediat
vor avea venituri mai mici din comisioane, dar pot accelera, de fapt, intermediarea financiară despre care vorbeam. În continuare, am să vă propun să descrieți pe scurt prioritățile, așa cum le vedeți la această etapă. Accesul la finanțare sau îmbunătățirea accesului privatului la finanțare și contribuția la dezvoltare economică sunt două probleme care ar trebui, în care ar trebui să crească rolul BNM. Vă rog să-mi spuneți dacă înțeleg corect. Da, absolut corect. Ca obiective, independența și integritatea băncii, contribuția la parcursul european al Moldovei, stabilitatea prețurilor și susținerea intermedierii financiare pentru susținerea activității economice și creșterea sustenabilă a economiei Moldovei. Să nu uităm că avem în minte întotdeauna acest proces de convergență. Moldova trebuie să se apropie de Uniunea Europeană, inclusiv în ceea ce privește bogăția și prosperitatea. Și să vă dau un exemplu despre acest lucru e posibil. În anul 2000, când România a început această, a luat decizia de a face toate eforturile pentru a deveni membru al Uniunii Europene, veniturile erau PIB per capita în paritatea puterii de cumpărare, era undeva la circa 26% din media Uniunii Europene. Cam atâta este și astăzi în Moldova. La momentul aderării deja eram undeva la 44%, adică aproape o dublare. De ce? Exact din aceste reforme pe care România a trebuit să le implementeze în procesul de negociere și de aderare. Cum spuneam, aderarea în sine e un proces de reformă și este un mare pas înainte. Astăzi, România are un PIB per capita undeva la 78% din media europeană, adică este peste Grecia și în apropiere de Polonia, Ungaria și Portugalia. În 2000, la 20% ceva, nu prea ne gândeam că e posibil acest lucru, dar da, a fost posibil cu muncă, cu reforme și cu acest gând zilnic că noi suntem partea Uniunii Europene și asta înseamnă comerț cu Uniunea, investiții în și dinspre Uniune, plăți în euro rapide și sigure. Cam așa văd eu provocările și cam așa pot să contribui prin acest mandat. Continuăm să vedem întrebările presei. Logos Press, o altă publicație cu profil economic, a fost formulată în rusă. În limba română sună în felul următor: sistemul bancar din Moldova are o rentabilitate mai mare decât băncile din țările vecine. În același timp, băncile comerciale din Moldova practic nu participă la activități de investiții în Moldova și nu sunt foarte active în acordarea de împrumuturi economiei naționale. Cum privește Banca Națională acești factori și intenționați să luați măsuri pentru a stimula o participare mai activă a băncilor comerciale la dezvoltarea economiei naționale, dacă da, ce anume? În primul rând, trebuie să spunem clar că rentabilitatea, eficiența, în general, acestea sunt legate și de gradul de risc. Cu cât faptul că ești în afara Uniunii Europene înseamnă din start că ai un risc mai ridicat, da? Ratingul de țară, de asemenea, îți arată și riscul și randamentul superior pe care un investitor, indiferent de natura capitalului sau de originea capitalului, îl pretinde. Cum se spune, tangoul se dansează în doi. Intermediarea financiară, cum spuneam mai devreme, trebuie să ne uităm la ambele părți, și la cerere și la ofertă. Și pe partea companiilor, trebuie să ne asigurăm că aceste companii știu cum să discute cu băncile. Sunt pe aceeași pagină, cumva.
Și da, măsuri se pot lua. Am mai spus cumva de securitizare a portofoliului bancar, poate de reducere a obligațiilor de rezerve minime obligatorii pentru anumite activități de creditare. Acestea toate însă ar trebui să facă vor face obiectul unei analize. Adică la acest moment noi discutăm ce s-a aplicat în diferite țări, în lumea largă, tocmai pentru a se asigura că ce ține de sectorul bancar se întâmplă pentru stimularea intermedierii financiare. Realitatea mede continuă tema cu apelând chiar la metafore și vă întreb în felul următor. Băncile din Republica Moldova sunt acuzate că sunt niște cămătari care iau bani de la populație și business la dobânzi mici și dau credite scumpe. Cum veți demonstra această percepție? Demonta această percepție? Analiza mea, de fapt, pe piața bancară arată că există un portofoliu de clienți, există produse bancare, dar, cum spuneam, tangoul se dansează în doi. Trebuie să ne uităm și la partea de companii. Niciun caz nu aș spune o asemenea etichetă sistemului bancar și nu cred că este una corectă. Deci, datele nu arată așa ceva. Mulțumim. Întrebarea de la noi, MD, citez, cum poate Banca Națională, în conformitate cu legea, să controleze inflația în fața unui volum mare de importuri semnificativ mai scumpe? Ce neajunsuri din partea conducerii BNM condiționează o inflație înaltă în țară? Dacă președintele Republicii Moldova are dreptate și BNM nu poate controla inflația, nu ar fi timpul să schimbăm legea și să stabilim alte sarcini mai realiste pentru principala bancă a țării, de exemplu, să organizăm un sistem eficient de finanțare a dezvoltării industriei în țară? Obiectivul principal al băncii centrale este controlul prețurilor, stabilitatea prețurilor, punct. Și acest lucru nu este negociabil și acesta este obiectivul băncii centrale europene. Acesta este rolul unei bănci centrale. Cred că trebuie să stabilim clar care este rolul băncii centrale. Apoi, banca centrală este aceea care se asigură că avem un sistem bancar stabil. Prin toate regulile de macroprudențialitate și de supraveghere bancară. Adică, deponenții depun bani la bancă. Banca este un intermediar, oferă credite sau plasamente, cumpără titluri de stat din acei bani. Banca Națională este cea care se asigură că regulile sunt foarte clare și banii pe care banca comercială îi administrează, banii dumneavoastră, sunt în siguranță. Și dumneavoastră, când vreți să vă retrageți depozitul, vi-l retrageți în siguranță. Cum ar fi să vină banca să zică, nu știu, sau nu mai sunt bani, i-a furat cineva, s-au pierdut, deci nu se poate. Atunci vine banca centrală în orice țară și pune reguli foarte clare cum se desfășoară partea aceasta de activitate bancară și cum se păstrează sănătatea băncilor, a sectorului bancar în general. Banca Națională, de asemenea, administrează rezerva valutară a țării. Este o funcție extrem de importantă pe care nu trebuie să o uităm. Pur și simplu, o țară trebuie să aibă o rezervă valutară. Administrarea acesteia este costisitoare, dar este o condiție esențială a participării țării în circuitul acesta financiar global. Deci trebuie să ne uităm la rolul cu totul special pe care Banca Națională îl are. Da, toate acestea se întâmplă într-un context economic mai larg, în care avem exporturi, avem investiții și putem influența, dar nu trebuie să ne abandonăm principiile, rolul, obiectivele esențiale și discuția, aici eu sunt foarte ferm în aceste discuții, am tot revenit asupra obiectivelor principale, ăsta e rolul băncii, da, ne uităm la
cum arată economia în termeni largi, dar nu trebuie să, cum să spun, să distrugem toate reperele și toată filozofia din sistemul bancar. Continuăm cu o întrebare de la Moldova Life MD. Având în vedere evoluțiile prezente, dacă ați avea o sumă mare de bani, i-ați plasa în sistemul bancar sau ați face o investiție în real estate? Dați-mi voie să răspund ca un profesor, pentru că nu vreau să modelez piața cu exemple care poate sunt de context. În primul rând că este firesc să avem o tendință de economisire. Și știm foarte bine că nu este Moldova și România și poate și alte țări din zonă, nu au această tendință de economisire. Se spune că ar trebui să ai puși deoparte bani pentru a-ți susține traiul timp de 6 luni. Cam aceasta este o bugetare personală optimă, că fiecare este ministru de finanțe propriu, al propriilor resurse, da? Deci fiecare dintre noi este ministru de finanțe. Acum, investițiile trebuie să fie cumva diverse și așa, și așa. Exemplu dat de dumneavoastră sau întrebarea în real estate sau în depozite sau în titluri, aici diferența este lichiditatea. Dacă ai nevoie de bani foarte urgent și știi că într-un orizont de timp, în 2-3 ani sau într-un an, ai nevoie de niște sume, de sumele respective economisite, atunci dacă cumperi un apartament, e mai greu să transformi apartamentul în bani. Adică lichiditatea acestei investiții este una foarte scăzută. Și ceea ce însă vreau să spun foarte important este că fiecare economisește cu perspectiva de termen lung. Nu trebuie să ne uităm să arbitrajăm situații de moment. Pentru că omul nu se pricepe. Aceste plasamente, cele mai bune la un moment, le fac firmele specializate. Sunt oameni care cu asta se ocupă, din asta trăiesc. Dar fiecare, ca om la el în familie, trebuie să aibă niște bănuți deoparte pentru a se asigura că dacă, Doamne ferește, își pierde serviciul, are cum să trăiască câteva luni. Dacă ai evenimente neplăcute, le poți face față. Desigur, dacă ne uităm la modelul american, ei merg foarte mult pe asigurări. Și au asigurări de viață, asigurări de sănătate, este un alt sistem. Ei merg mai puțin pe economisirea aceasta de genul depozite bancare sau plasamente în titluri. Dar pe asigurări și acestea îți dau confortul că orice nouă nevoie apare, cineva îți plătește. Să revenim la întrebare. E bine să ai un portofoliu diversificat și să ai și investiții lichide și mai puțin lichide. Dacă ai nevoie de bani, cum spuneam, e destul de greu să îți vinzi un apartament și să îl transform în lichiditate. Nordnews MD, o agenție de la Bălți, vă întreabă: credeți că rezervele valutare ar trebui să fie folosite pentru proiecte de dezvoltare economică și de infrastructură, așa cum au sugerat cândva fostele autorități, considerând că Banca Națională ar sta degeaba pe un sac de bani? Nu. Absolut nu. Spuneam că Banca Națională are funcții și rol, obiective foarte bine stabilite. Rezerva valutară nu este a Băncii Naționale, ci este a țării în general, administrată de Banca Națională, și trebuie să ne asigurăm că acea rezervă este corect dimensionată, dimensionată atât cu importurile, dar mai ales cu datoria externă după scadența rămasă pe un an de zile. Deci sunt niște indicatori care dau dimensiunea acestei rezerve valutare. Nu e că visează vreun guvernator sau vreun angajat al unei bănci peste noapte ceva. Deci este o evaluare care se face
foarte, cu foarte mare responsabilitate, iar Banca Centrală administrează această rezervă. Nu, ea nu se poate folosi pentru un alt scop. Vă propun în continuare să revenim la priorități și în acest sens aș invoca o declarație a dumneavoastră. Ați vorbit despre pregătirea sectorului bancar pentru nevoile de cofinanțare legate de fondurile Uniunii Europene de preaderare. Vă rog să elaborați un pic asupra acestei priorități. Da. Mi-amintesc că anul 2009-2010 România se confrunta cu o criză financiară foarte gravă, mai profundă, mai grea decât în alte țări din regiune, din vari motive. În acel moment, oamenii se întrebau de ce cei 20 de miliarde de euro care stăteau la Bruxelles, practic, alocați din aceste fonduri de coeziune, nu vin în țară și în același timp România semna un acord de împrumut cu instituțiile financiare internaționale de 20 de miliarde. Am avut atunci discuții cu băncile, cu autoritățile de management și am constatat ceva foarte ciudat, că evaluările pe aceste aplicații de credit se făceau de către autoritățile de management, de ce ține de fonduri europene, pe anumite criterii și indicatori, de către bănci pe alte criterii, alți indicatori. Ca atare, o firmă care voia să ia să facă apel la un împrumut nerambursabil, un grant, trebuia să vină și cu o parte de cofinanțare. Când se ducea cu un set de indicatori la autoritatea de management, la bancă pentru cofinanțare, banca îl judeca altfel. Cu siguranță comparam mere cu pere la acel moment. Acest lucru nu trebuie să se întâmple în Moldova. De la această fază, trebuie să ne uităm la condițiile pentru granturi, la condițiile de creditare și să ne asigurăm că firmele sunt bancabile pentru cofinanțare. În felul acesta ajungem la această creștere naturală și firească și sustenabilă a economiei, la reducerea dezechilibrelor externe și așa mai departe. Deci, da, relația aceasta între bănci și companii trebuie să fie una foarte, foarte serioasă și să avem mereu în minte procesul de preaderare și contribuția companiilor și a băncilor la atragerea fondurilor europene. Aceste fonduri europene vin și către privat și către instituții publice. Acum Moldova trebuie să adere la zona euro. Conform tratatului Uniunii Europene, aderarea la zona euro este un pas pe care orice țară membră a Uniunii Europene trebuie să-l facă. Și vorbim aici despre integrarea economiilor. Uniunea economică, Uniunea Europeană înseamnă Uniunea economică, unde, da, economiile au un grad de similitudine, pot funcționa într-o uniune economică. Dar vine partea superioară de integrare mai profundă, în care ești partea Uniunii Economice și Monetare. Poți avea aceeași monedă. Există niște criterii pentru a face parte dintr-o zonă monetară. Economiile, pe scurt, trebuie să fie cât mai asemănătoare. Eu dau acest exemplu cu apartenența la Uniunea Economică și la Uniunea Monetară. La cea economică este, să luăm exemplu unei scări de bloc, da? Toți cei care locuiesc pe o scară de bloc trebuie să aibă un comportament cât de cât asemănător. Dacă adâncim această integrare, ne uităm la o familie. În interiorul unei familii, regulile sunt și mai serioase, chiar trebuie mult mai bine ajustate comportamentele membrilor familiei, cam așa este și cu Uniunea Economică și cea monetară și, cum spuneam, țările membre UE se presupune încă din tratat că
vor ajunge la un nivel de integrare încât să ajungă și membre ale zonei euro. Acum, întrebarea este când e momentul potrivit. Și fiecare țară are un plan de aderare la zona euro. Și am în minte exemplul Croației. Am început discuția cu acest exemplu. Croația a avut un plan de aderare la euro foarte bine pus la punct, foarte bine comunicat. Reprezentanții Croației au bătut Bruxelles-ul în continuu și au arătat câte poate face țara și câte face țara, de fapt. Și au ajuns ca, da, în 2010 ani de la aderarea la UE să fie și membrii în zona euro, o performanță extraordinară. Și cam acesta era, întrebarea fusese dacă Moldova poate deveni membră a zonei euro înaintea României. Da, dacă are un plan serios, se ține de el, cu siguranță că poate fi membră înaintea României. Și dacă România nu are un plan de care să se țină, cu siguranță asta se poate întâmpla. Moldova a trecut printr-o fraudă bancară fără precedent. Presa vrea să afle cum arată planurile dumneavoastră legate de impulsionarea anchetei, recuperarea banilor, etc. Astfel, Business Pages vă întreabă ce acțiuni concrete veți întreprinde în următoarele 6 luni pentru a recupera banii din miliardul furat și dacă vor fi concediați angajații BNM, ale căror nume apar în dosarele penale privind furtul miliardului, așa cum insistă deputații. Angajații BNM care sunt inculpați în acest dosar deja au fost suspendați din funcție. Începând cu data de 31 ianuarie, aceste persoane nu au contractele suspendate conform codului muncii, articolul 76, litera G din codul muncii. Ce altceva am mai făcut deja până acum? Colaborarea cu instituțiile statului este una, înțeleg că este una foarte bună acum. Și deja facem o evaluare a cadrului legal pentru a modifica legislația în vigoare astfel încât să fie posibilă protejarea martorilor, protejarea avertizorilor de integritate, dar și clar eliminarea celor care aduc atingere reputației sectorului bancar. Și aici punctul meu de vedere a fost unul foarte clar. Nu fac decât să exprim abordarea europeană, abordarea internațională. Când vine vorba despre sectorul bancar, despre o bancă, Banca Națională, contează foarte mult principiul de reputație. Adică și legea este făcută așa încât nu aștepți decizia finală a instanței, ci din momentul în care o persoană ajunge să fie inculpată, mai ales într-un caz atât de răsunător, trebuie izolată, cel puțin suspendarea contractului. Și da, și în Moldova, cadrul legal permitea acest lucru și eu l-am aplicat. Pe de altă parte, Mold Street vă întreabă cum aveți de gând să gestionați situația cu angajații BNM aflați sub anchetă, dar care nu au încă o sentință, reșind din prezumția nevinovăției. Asta am explicat că este vorba în momentul în care un angajat este în conflict cu instituția, nu mai poate sta în instituție. Iar cadrul legal și din Moldova permite acest lucru. Repet, articolul 76 litera G din codul muncii. Deci nu se întâmplă o asemenea situație la nicio instituție, să ai un angajat care este inculpat, este în proces împotriva instituției și acela să aibă în continuare acces în instituție. Trebuie să înțelegem că vorbim despre principii. Îmi pare foarte rău, nu vorbim despre oameni și mă simt destul de inconfortabil că totuși sunt niște oameni. Dar noi aici trebuie să clarificăm niște principii și, da, într-adevăr, aceste măsuri ar fi trebuit să fie luate mai de mult, tocmai pentru a asigura această credibilitate a sistemului. Încă câteva întrebări înainte de a trage linie. Sustenabilă, verde, inteligentă, inclusivă. Pe ce ar trebui să cadă accentul în 2024 în economie?
Acestea sunt caracteristicile creșterii economice și trebuie să fie toate la oaltă. Trebuie să fie sustenabile, adică nu crești un an, doi și apoi cazi pe minus. Trebuie să crești partea de know-how, digitalizare și Moldova face o chestie foarte bună aici. Cu protejarea mediului, cu asigurarea faptului că planeta rămâne și pentru copiii noștri și nepoții noștri, deci toate deodată și inclusivă toată lumea. Cum se prezintă pentru dumneavoastră provocările interne și externe care vă așteptați să existe în 2024? Contextul geopolitic este unul dificil, eufemistic spus. Și tocmai de aceea Moldova trebuie să aibă, să aparțină acestei familii mari europene care să-i asigure stabilitate, protecție, prosperitate. Deci contextul politic este cel mai dificil, avem la granițe un război, războiul hibrid de asemenea este în derulare, războiul informațional este unul la care trebuie să fim extrem de atenți. Sunt foarte multe pericole. Cred că anul 2024 este un an poate mai dificil decât 2023, dar nu atât de dificil ca 2022, să spunem. Adică dacă e să facem o comparație în acești trei ani. Provocările interne țin, în general, ciclul politic are o influență asupra economiei. Sper să fie o influență cât mai redusă. Știm că 2024 este un an cu provocări politice și mai mult de jumătate din planetă votează în 2024 și votul din alte țări va influența cu siguranță poate destinul multor țări terțe. Deci, contextul geopolitic, iar intern, trebuie noi să ne facem treaba și să convingem investitorii că Moldova este o destinație foarte bună pentru investiții. Dacă aș mai căuta un avantaj, doamna Dragu, pe care îl aveți, acela ar fi că ați lucrat într-un sistem financiar deja și cunoașteți îndeaproape activitatea unei bănci centrale, a unui minister al finanțelor, adică instituții cheie dintr-un sistem financiar. Ce lecții poate ar fi de preluat? Ce priorități poate v-ați trasa rezultate din aceste experiențe? Din toată această experiență, că s-au strâns vreo 27-28 de ani de muncă, cred că e foarte important să ne uităm la principii și reguli. Apoi e foarte important să ai echipe și să le dai forțe echipelor cu care lucrezi. Pentru că până la urmă resursa umană e cea pe care cea mai valoroasă și sunt în acest proces acum la BNM să cunosc colegii, să dau încredere acestei echipe. O altă concluzie este dialogul. Dialogul pe care instituția pe care o conduci, fie că este bancă centrală, minister, senat, dialogul pe care să-l aibă cu stakeholders, cu toți cei cu care interacționezi. Și tocmai de aceea deja am avut multe întâlniri, programul este unul destul de intens, pentru că trebuie să avem acest dialog cu toți cei pe care îi influențăm prin deciziile noastre, să înțelegem care este rolul și impactul deciziilor și acțiunilor băncii asupra vieții fiecăruia, fie că e o persoană, fie că e o companie, o bancă. Deci, da, oameni, procese, dialog, cam acestea sunt lucrurile pe care eu le-am învățat. Bun, știm și lucruri cum să calculăm, rezerva valutară, chestii tehnice, dar cred că după atâția ani de experiență trebuie să ne uităm puțin și la soft skills, că desigur
cunoștințele pe fond, acestea nu se discută, sunt acolo. Avem o rubrică despre bani pe scurt în acest podcast. E o rubrică cu întrebări scurte, cu răspunsuri la fel de scurte, și în rubrica aceasta dăm de obicei sfaturi practice pentru cetățeni. Să începem. Okay. Ce e bine să faci cu banii? Să-i câștigi, să-i economisești și să nu uiți că fiecare leu îl câștigi odată și se cheltuie o singură dată. Ce înseamnă fonduri de preaderare? Înseamnă că eforturile țării de a se alinia regulilor și rigorilor europene, pentru că vorbim de reguli mai serioase, aceste eforturi sunt însoțite și de resurse financiare. Ideea este că nivelul de trai al țărilor europene trebuie să fie cât de cât să fie asemănător. Și atunci începe acest proces de convergență, care are nevoie de reguli și de bani. Și asta înseamnă negociere, capitole de negociere și fonduri preaderare. Care poate fi contribuția cheie a Uniunii Europene în dezvoltarea sistemului financiar al Moldovei? Reguli și bani. Ce ar trebui să facă Moldova pentru a atrage mai mulți investitori? Cred că deja această deschidere a negocierilor pentru aderare a pus Moldova pe lista de investiții pentru investitori. Trebuie să se asigure că nu se abate de la acest drum european. Ce înseamnă independența unei bănci centrale? Înseamnă că decide asupra acestor măsuri de politică monetară, de administrare rezervei, de ceea ce vorbeam mai devreme, dar înseamnă că vine și cu foarte multe obligații de transparență, de responsabilitate, adică independența trebuie însoțită de responsabilitate și transparență. De la ce vârstă trebuie să înceapă educația financiară? De foarte mici. De exemplu, când spunem copilului, vrea copilul nu știu ce să-i cumperi și nu e de ajuns să-i spui n-am bani. Trebuie să explicăm că cu acei bani pe care am cumpărat nu știu ce jucărie, putem cumpăra o altă jucărie sau o pereche de pantofi sau trebuie să... Și asta e educație financiară. Este... Economia are la bază aceste opțiuni. Deci educația financiară începe de acasă și începe prin faptul că părinții explică copiilor care e relația cu banii. Cam prin această prismă începe educația financiară. Un sfat pentru tinerii care doresc să investească. Da, să investească și să aibă un portofoliu divers, diversificat și să țină cont de rapiditatea cu care poate să ajungă la bani, de lichiditatea acestor portofoliu. Deci pe titluri de stat și Ministerul Finanțelor cred că va fi activ anul acesta pe emisiuni către populație, pe bursă, depozite bancare. Când vom avea în Moldova o bursă ca în Occident? Vom avea. Și sunt discuții, știu că sunt discuții cu bursa, cu BVB, pentru a întări capacitatea bursei din Moldova și, de asemenea, pentru a avea o colaborare și de tranzacționare cu BVB. Acest podcast se numește De Sens Banilor. Ce înseamnă să dai sens banilor? Înseamnă să înțelegi efortul pe care îl faci pentru a-i câștiga și ca atare efortul pe care îl faci și să ai grijă de ei. Pentru că dacă îi câștigi ușor, îi cheltui ușor, dacă îi câștigi mai cu muncă, atunci trebuie să fim atenți cum cheltuim fiecare bănuț. Mulțumim, doamna Dragu, pentru participarea la acest podcast. Vă mai așteptăm, mult spor! Eu vă mulțumesc!